Astăzi, Kyrios Vassaras a susținut o conferință de presă, în principal din cauza sau datorită faptului că a fost declanșat un imens scandal în jurul meciului Rapid FCSB, cu acuzele celor de la FCSB că trebuiau eliminați doi jucători de la Rapid. Vassaras a venit și a explicat, repet, în 3 ore de dialog cu jurnaliștii, inclusiv fazele incriminate din acest meci. Până să vedem ce spune Vassaras, la faza Coman cu Onea, ați fost fotbaliști la nivel înalt. Ați fost în dueluri de genul ăsta. Roșu sau galben? Și apoi vedem ce spune Vassaras, părerea lui. Nicolae. Roșu la Onea? Da, mi-e așa. Roșu. Eu așa am văzut, așa cred. Și ce se întâmplă? Impactul e destul de mare, e dur. Acum depinde cum încep arbitrii să ne explice. Nu, lasă arbitrii, eu te întrebam pe tine. Îi se vede urât. Poți să dai roșu și nu se supără nimeni. Singura variantă în care să zici că m-ar fi dat că nu s-a dus cu talpa, dar s-a duce cu... El își trage într-adevăr piciorul, dar s-a duce prea agresiv. Norocul lui Coman a fost că el deja și-a făcut mingea în interior și deja a făcut pasul să plece. Și l-a prins în aer. Că dacă și îl prinde cu picioarele pe pământ... se face chiar pârghie piciorul, pentru că are puțin obi, nu are drept pe perpendicular pe care... Aici a avut Coman noroc că l-a prins. Oricum, nu sunteți singuri. Vă spuneam și înainte de emisiune, nu am auzit fost fotbalist care să fi zis că la această fază nu e roșu. Toți au zis roșu. Și acum să vedem ce a spus Vassaras. Dar cum faci tu, lucrurile astea? That was the contact. Asta este contactul. There is no excessive force. Nu este forță excesivă. There is a high speed. Este o viteză. If in that situation, where we all know what happened, give a red card, we cannot blame the VAR to intervene, to not intervene. Acordând cartonaș galben, aici putem să acuzăm arbitrul video că nu a intervenit. Because the intensity is evaluated on the field of play by the player. Pentru că intensitatea este analizată, luată în calcul de arbitru pe terenul de joc. If you want me to prefer a red card, I have no problem. Dacă voi doriți ca noi să considerăm cartonaș roșu, nu e o problemă. This is not a clear and obvious to intervene. There are no clear considerations. În baza ceea ce am discutat până acum, aici nu sunt elemente clare ca arbitrul video să intervină. Which consideration are missed? Care criterii sunt... Straight leg? Care îl lipsesc? Piciorul întins? Straight leg? Piciorul întins? Nu. No. Contact over the ankle? Contact by the studs? Peste gleznă? No. There is no... There is no clear considerations. Nu sunt criterii clare. VAR cannot intervene. Și arbitrul video nu poate să intervine. If the referee gives a red card, dacă arbitrul acordă cartonaș roșu, VAR will confirm. Arbitrul video va confirma. I have to ask you. Do you ask the referees? Întrebi arbitrii? Do you call the referees? Sună arbitrii. You call the referees. Sunați arbitrii. Yes. He calls the referees? No, no. You. You also. I have the feeling that you call the referees. Cred asta că voi sunați arbitru. Cred asta. Eu am jucat, fundaș. Când vii și ți-asumi să te duci într-o alunecare de genul ăsta și până la urmă tu te duci cu piciorul drept, Onea, se duce mai sus, dar nu se duce cu talpa și vii din elan și n-ai nicio treabă cu mingea, Trebuie de asta zic, că acum trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Cred că am mai băgat și eu, dar bași de aproape. Dacă te duci din lateral, nu este, trebuie să explicăm. Nu e, dacă te duci de maniera asta, de la o distanță destul de măricică pentru o astfel de alunecare și tu nu mai ai nici minge acolo, nu e nici prin jur, turiști, uite-te și tu, ia uite-te. Păi ne uităm încă o dată, turiști să iei cartonaș roșu. Dacă dădea cartonaș roșu, cred că eram toți de acord că e roșu, nu? Da. Asta e și părerea mea. El explică cu talpa aia. Știi că regulamentul scrie că roșu este doar atunci când te duci cu tălpile, da. Dar are intensitate. Dacă are intensitate, dacă are forță, dacă e full contact, dacă îi pui integritatea în pericol. Asta mi se pare mie cel mai important, pentru că totuși arbitru are rolul de a apăra integritatea fotbaliștilor. Aici nu-i pune integritatea în pericol? Nu întreb și eu. Cum să nu? Că scapă fără să fie accidentat, asta e altceva. Ați văzut intrarea lui Robiso la Armaș? Da. Este la intensitatea asta și de nivelul ăsta? Nu. Da, și Armaș s-a accidentat, înțeleg că nu mai joacă până la final. Da, Adrian Porumboiu este împreună cu noi prin telefon. Domnul Porumboiu, bună seara! Bună ziua, bună seara!
V-au convins explicațiile lui Vasaras, e galben la One, e galben la Dragoș Grigore și, mă rog, ce a mai spus el despre restul fazelor. Probabil că nu vreau să fiu atât de dur, dar eu sunt supefiat și chiar mă gândesc că omul ăsta ne crede pe noi că suntem în epoca de piatră și a venit el cu trei clase să ne învețe pe noi cum ieșim din paleolit. Eu n-am crezut că un șef al Comisiei de Arbitri, fost arbitru internațional în Comisia UEFA, păstrăiește 10 ani Comisia Centrală Arbitru, să vină cu niște explicații care, nu știu, după părerea mea, unele dintre ele sunt demențiale. În ce sens? Păi cum pot să... Am spicuit așa, noi am acordat atenție câte ore, 3 ore cât a vorbit acolo, dar... Dumnezeu, n-a lovit piciorul jucător, a lovit gheata jucător. Să înțeleg că gheata era undeva la un metru și piciorul era la alt metru. Deci, că a avut viteză, dar n-a avut duritate. Păi dacă s-a dus direct pe piciorul, dacă nu saltă piciorul stângă Coman, e în ghip și acum. Și apropo de, dacă aveți faza, cred că o aveți, eu am revăzut așa, dar am analizat-o inițial cu mai mare atenție. Să vedeți un gest care ala este incalificabil pentru Onea. Mă, l-ai lovit. Ai avut o intrare care e de roșu clar în toate colțurile și în toate textele regulilor jocului de roșu. Mă, dar când toate văd meciul la televizor, văd meciul care sunt, cum spună, jucătorii se respectă. Dom'le, el a fugit ca un popândou. Țuși! A fugit, du-te bă dacă îl vezi pe la lat, te-ai dus cu toată forța, n-ai tras pe celul niciodată, te-ai dus cu totul pe el. A fugit, urmăriți faza, da, o vedem acolo. O vedem acum, da. A fugit acolo, cum să, bă, n-ai lovit, ai vrut să tragi piciorul, te duci primul care trebuie să te duci la el, să vezi ce-i cu el, să-l ridici sau să vezi, ești tu ca jucător, că nu este dușman, nu ești război din Ucraina, l-ai omorât să-l lași acolo. Dar gestul lui, cum a fugit, e purește așa, fac, a fugit, e, cum să spun, asta trebuia să vadă, apropo de niște faze, cum le-a explicat el, și eu, și oricine, dintre foști arbitri, pot să spună orice. Textul regulilor jocului nu sunt modificate. Și spun foarte clar, când e vorba de agresiunea unui adversar, când e vorba de lovirea unui adversar, cu o forță disproporționată, ce a fost cazul, am e roșu. Eu n-am ce fel de treabă, nu mă privești, mă privesc pe mine cele două echipe, cine și ce sunt ele. Eu vorbesc în calitate de fost arbitru și de unul care, fără să fiu de modestie, mă pricep. Nu poți să spui că nu e roșu. Dar, la un moment dat, a strecurat o expresie de genul că dacă dădea roșu, dădea roșu. Era bine dacă dădea roșu. Dacă am înțeles eu bine. Nu, a zis că dacă ar fi dat roșu, probabil că varul n-ar fi avut motive să intervină. N-a zis că e de roșu. Asta a fost nuanța. A, că n-a dat roșu. Înseamnă că n-am înțeles eu bine, dar mă rog, dar de ce să nu intervină, de ce să nu atenționeze varul să vadă faza? De ce să spună că nu e pe nu e lovitura pe la călcâiul lui Ahile? Chiar acolo este l-a lovit de fundașul de advers, l-a lovit pe, mă rog, jucătorul în albastru. Deci e clar că e lovitură din spate, dar îi spune foarte clar, chiar se referă strict la asemenea atacuri din spate care sancționează cu roșu atât timp cât privește, dar probabil că a spus că tendonul fi mai sus sau cine știu, fi pe la gât. Da, aici la Dragoș Grigore cu companiul, că n-am apucat să dăm ce a spus el, din ce rețin eu, din ce am reținut, că amândoi sunt în lupta pentru balon, deși mie nu mi se pare chestiunea asta, că n-ar avea intensitate, mi se pare că are, acum na, sunt în platou și cu doi foști fotbaliști importanți care au spus și ei la Onea că e roșu, Dică și cu Miu. Plus alți fotbaliști, foști fotbaliști pe care i-am auzit spunând că intrarea e de roșu. Dar nu poți. Eu, mă rog, așa, eu i-a acordat mult spațiu și cu Vasara asta, care mie îmi demonstrează altceva. După părerea mea, sunt două lucruri foarte importante. Unu, e cel mai prost exemplu care îl dai la arbitrii pe care îi păstorești, că ai voie să faci astfel de atacuri,
când toate pleacă și toate recomandările și textul regulilor jocul spun foarte clar că jucătorii trebuie să fie protejați de acțiunile brutale, violente ale adversarilor. Ori n-a fost cazul. Dar eu am altă impresie aici și vă rog să o luați ca atare. Eu sunt detașat, nu mai spun nici de Becare, nu mai spun nici de Rapid, de nimeni. Eu vorbesc în ceea ce am făcut și am ținut cel mai mult în toată viața asta mea, în acțiunea mea, că a fost arbitru, ca arbitru. Domnilor, rețin ce vă spun. Ăsta nu este arbitraj, nu este comis, este politică. Politica Federației, că am drăznit Becale, mă rog, gură mare, gură sparte, gura lui să fie sănătos cu ea cu tot, i-a supărat, domnule. Faptul că i-a supărat, l-a scos până în Vasară, ăsta care, pe ea l-au ținut 2 ore și o secundă președinții la comisia din Grecia și odată aia Grecia au dat cu șutul în fund, are relații, a ajuns pe relații, că nașul este secretarul. Și acolo ne uităm în lumea asta, care cât de mult este mult mai curată și, mă rog, vorbesc de lucruri care sunt sfinte, dar nu se întâmplă. Și cu, mă rog, cei de la UEFA, a ajuns pe relația asta acolo, a delegat arbitri și a îndeplinit misiunea. Dar ce instruire ai făcut-o la arbitri? Dacă arbitrii, acum întrebați, sunt bulversați, că ei vor permite jocul brutal. Dar revin la politică. Deci Burleanu, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, băia deștept, dar nu face bine. Am pus ghilimele. Pentru că el și-a făcut o casta cu treaba asta, a luat ochii că, mă rog, e în comisie și el și va sară să are influența care o are pe relațiile care o are cu nașul și cu asta ce am făcut? Am făcut o mare harababură. Asta nu este fotbal și o să fiu convins că influența federației împotriva uneia dintre echipe, nu mai spun care, dar o înțelegeți, este nefastă. Acum eu cred că dacă au ieșit cu astfel de explicații, ce înseamnă treaba asta? Că ei acoperă o mizerie de arbitraj. Când o acoperă mizerie de arbitraj, cu ce scop faci treaba asta? Întreb și eu. Înseamnă că ai avut niște intenții. Faptul că i-a jignit Becali, e treaba lui, e major, e vaccinat, să răspundă. Faptul că se simt jigniți, se simt și la Sara, că i-a cerut demisia, i-a cerut demisia și lui. Asta atârnă mult și au întors niște faze. Bă, dar ce sunteți proști, că sunt proști. Vedeți să de treaba voastră mai departe, a greșit arbitru și cu asta basta. Nu încercați voi acum ce să faceți, să dregeți busuiocul, să lăsați voi impresia că sunteți tari și ce spuneți voi, aia este. Adică a greșit arbitru, n-a mai greșit, că e vorba de o echipă și aveți voi ură și aveți pe Becali. Treaba voastră, pot să facă ce vor, dar nu în numele arbitrajului și nu în numele textului regulii jocului, și în numele unei bune cuvințe până la urmă. Când auzi cu câtă așa, mă rog, glagorie din asta, mii vorbesc de lucruri sfinte, de moralitate, vorbesc de faptul că la ei nu se discută treburile astea și nici învață pe arbitri. Păi dacă tu înveți să dea drumul la câini, cum se spune, ce să mai discutăm de arbitraj și ce vor face arbitri. Eu sunt curios acum în etapa următoare. Mă rog, trebuie să bage semne și ascute ghetele, eventual să iasă și cu cuțite pe la brâu, că e voie, că nu-i cu răutate, nu-i cu densitate, nu-i cu... Dacă s-a ajuns la treaba asta, un lucru evident, și toți uită că și-a tras piciorul, cum să-și tragă? Piciorul nu și-a tras piciorul, s-a dus direct pe piciorul stâng. E lovit, nu l-a atins și a atins numai. Am lămurit. Faza aia am lămurit-o. Iulian Miu vrea să vadă seze. Acum ați vorbit și dumneavoastră de niște lucruri destul de importante. Eu cred că e și vina în mare parte a celor care intră în teren. Fotbaliștii nu se respectă. Adică nu poți să te duci de maniera asta la un, eu știu, poate să-ți fie coleg de echipă națională și să intri cu atâta intensitate. Și nu numai faza aia, mai sunt și pe la mijloc, pe acolo, niște faze. Adică, cred că fair play-ul nu mai e cum era odată, și camerele astea, parcă sunt prea multe camere și se vede altfel. Nu știu, e undeva și aici o problemă. Dacă, repet și urmăriți gestul jucătorului Ionea, care toată lumea laudă și de acord cu el, fotbalist, atât de talentat, dar faptul că ai fugit de acolo și nu te-ai dus, tu l-ai,
tu l-ai accidentat, l-ai rănit, l-ai sărit peste el cu ambele picioare, un atac violent de se vedea, nici trebuia să fii la pe teren ca arbitru și tu ca jucător, ai fugit de acolo imediat într-un gest laș. Băi, vezi cu adversarul tău, vezi și bă, dacă nu o sălta piciorul și nu încerca să zboare de acolo, Coman era gata, nu mai avea nicio șansă să mai joace cu Adrian. La ceea ce a spus dumneavoastră până acum, sau ceea ce ați spus dumneavoastră, practic intră exact în contradictoriu cu ceea ce susțin Burleanu și Vasaras, pentru că ei pledează că de când au preluat arbitrajul și federația, există totuși integritate la arbitrii și că chestiunea asta a fost câștigată față de ceea ce era înainte. Eu eram bucuros la un moment dat că n-am mai susținut financiar o echipă, dar lucrul vă v-am spus nu s-a schimbat. Dacă ei cred și ce au apărut așa, o dată rama pe față. Iar pentru mine, eu răspund, dacă vor să mă dea, să-mi dea orice replică vor ei, pentru mine, începând de azi, n-avem de-a face decât cu doi idioți. Unul este... Mă scuze, să retractez. Da. Doi mari idioți. Chiar vă rog, pentru că aici este o jignire și nu cred că e în regulă, domnul Porumboiu. Adică putem totuși să comentăm într-un mod și să criticați, dacă veți, într-un mod, mă rog, civilizat. Știți de ce am făcut afirmația asta? Pentru că pe toți ne ia de proști. Și dacă noi trebuie să spunem treaba asta, că suntem și noi toți proști, ne-am primit să fac această apreciere la adresa lor. Dar noi suntem proști cu toți. Dacă putem să acceptăm asemenea explicații când se vede foarte clar să... fiecare are o părere. Fiecare are dreptul la părere. Fiecare are dreptul la opinie. Dar nu să fie contrară cu niște lucruri care sunt de bun simț. Niște lucruri care nu poți să... Așa să ne prostești în față că ce alb e negru și ce e negru e alb. Asta este o dată. Restul îmi permit pentru că sunt acolo unde n-ar trebui să fie. Și avem foarte multe, foarte multe lucruri. Asta că suntem de fiecare, în fiecare moment, în fiecare clipă, vedem, dați drumul la televizor și vedeți cât sunt de genul celor care am spus mai departe, sunt mai devreme, să nu mai repet. Suntem, cum să spun, în funcție de conducere și în funcție care iau decizii, sunt foarte multe, mă rog, pentru care a trebuit să folosesc expresia din nou sau de mai multe ori. M-am oprit doar o dată sau a doua oară când am făcut afirmația respectivă și nu pot să vii, să prezinți, să stai, să nu îi explici niște lucruri, că nu trebuia să intervină varul dacă nu era sigur, dacă nu era sigur pe decizia cel din camera var, n-avea voie să intervină. Păi și de ce să nu? Du-te, domnule, și vezi. Nu ar mai fi nevoie de arbitru, să arbitrează din camera var. Ce, cu ce împiede? Că sunt regulile, dar a dat peste cap inclusiv procedura care este, mă rog, aprobată, care este, mă rog, stabilită, prezentată de către FIFA și de către UEFA, ținând cont de VAR și ce trebuie să intervină VAR-ul și în ce condiții. Am înțeles. Acum nu mai e, dacă nu s-a până, n-a fost, clar n-a intervenit VAR-ul. Păi clar nu stabilește VAR-ul dacă e clar. Stabilește arbitru, nu? Da. Bine, domnul Porumboiu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bine. Numai bine. Bun. Zi bună. Da, Dane, da, eu am vrut să duc discuția undeva, că și jucătorii trebuie să respecte. Nu e normal trebuie să respecte. Dar jucătorul, când simte în teren că poate depăși o anumită limită, o face, să știi. Arbitru, ăsta e rolul arbitrului. Ce să cred eu? Să nu-i permită. Nu, dar ce să cred la ceea ce se spune? Că li s-a zis înainte, băgați mai tare sau cum? Că până la urmă tăm și că de asta nu știm ce să mai credem. Și atunci... Poate sunt antrenori care cer asta jucătorul. Nu, poate vine cineva în vestiar și spune un lucru. Bă, puteți să jucați mai tare, că știu eu pe cineva și așa mai departe. Antrenori care își făceau tactica în funcție de numele arbitrului. Dar și dacă iei roșu la faza aia, ce faci? Orice zic că și eu sunt antrenor și cer. Cum faci? Cum ai jucat la Craiova? Rapid ai jucat la Craiova? Cred că nu îi spui, bă, jucați până la limită, că e un roșu. Asta vreau să zic, și eu sunt antrenor și cer agresivitate, dar până la limită. Nu poți să te duci să îi rupi piciorul la adversar. Aia rămâne la aprecierea jucătorului. Săpunarul poate știe ce înseamnă una limită. O nea lipsit de experiență poate nu știe. Nu este de la una lipsit. Una nici măcar, dar foarte bună
observația domnului Pălumboiu, cu reacția lui una, nici măcar să te duci să vezi, băi, s-a întâmplat ceva, scuză-mă, eu știu, am greșit sau ceva de genul ăsta, să ai o reacție așa, că până la urmă, Doamne ferește, îi rup piciorul și stă un an de zile sau cine știe ce, poate să-și lasă de fotbal. Pentru că au fost cazuri în care s-au lăsat de fotbal. Pentru că mai văd și pe afară intrări, că se mai poate scăpa din A spus imagine și intrarea lui Albu. Ați văzut și Albu, face faula și materialul lui, după ce face, vrea să-l prinde și cu piciorul și să-l, să-l lovească pe coman. Acolo arbitru nu dă nici măcar galben. De fapt, nici măcar galben. Ok, nu dă galben, dar norocul lui Albu a fost că nu l-a prins pe coman, că era de roșu și acolo. Ce poți să-i zici unui jucător care face faul la 70 de metri de poarta ta? Și poate să ia roșu aici. Păi pentru pe ce? Pe ce? Nu poți să explici nimic, dacă tu ai spus înainte de meci, du-te la maxim. Știi care e problema? Dar tu n-ai nicio treabă acum cu mingea. Acum că el n-a luat galben, sunt absolut convins că lui Onea nu i-a spus nimeni nimic. Ba l-am auzit pe Mutu spunând, Onea a fost băi deștept. Dar dacă Feșnic dădea roșu, nu știu care era mai era discursul lui. Spunea că cum să cum ce spune Iulian, îi spunea, băi ceva la 70 de metri, foarte să iei cartonaș. Dar nu poți să roșu nici de cap când a văzut intrarea, s-a așteptat să fie roșu. Dar acum că n-a luat roșu, Onea a fost băi deștept, conform lui Mutu. Dar nu știu dacă ar fi la roșu, cum ar mai fi călcătura aia. Vezi că poți să scoți un jucător din competiție, din circuit, luni bune. Sunt niște crampoane. Aia la Grigore? Da, acolo, da. La companie. Dar tu ai fost fundaș. Păi dacă te duci așa și stai și mai faci și mai și împingi un pic. Dacă vezi că nu ajunge, te duci și acolo nu mai e nimic decât șoseta și ghetele astea care stau așa cum sunt. Și dacă ai niște crampoane cu filet, nu știu dacă e. Păi de asta zic, și acolo sunt crampoanele de pe spate. Intrarea asta e mult mai dură decât a avut-o Irobisu asupra lui Armaș. Iar Armaș n-a avut norocul lui companiu. Că aici e vorba și de noroc, cred. Nu, dar să faci intrările astea fără să fie periculos, mă, cred că înțeleg. Știi unde a fost norocul cumva? Că l-a prins și acolo, la gheată, l-a prins unde nu sunt crampoanele, cred. Da. L-a prins doar zona aia liberă, știi, unde distanța între crampoane, și l-a prins pe tendon exact cu, probabil, unde nu sunt crampoane. Da. Dacă mai avem 3-4 minute și vreau să discutăm un pic și despre FCSB, în special cu tine, Nicolae, l-ai auzit pe Gigi Becali spunând că se retrage. Da. Crezi în varianta asta? Nu, nu cred. Nu crezi? De ce nu crezi? Nu cred, pentru că știu că este foarte implicat, adică în afară de biserică, știu că după aia este cu fotbalul și știți și voi foarte bine și îi place foarte mult. Nu cred că va renunța vreodată. Vreodată? Adică niciodată nu va renunța? Eu așa cred, că nu va renunța. Adică îl simte atât de implicat? Pentru că s-a implicat foarte mult. În afară de, eu știu, că pune foarte mult suflet și bani și... Nu este ușor să renunțe așa dintr-o dată. Nu cred că va renunța. Uh-huh. Dacă te-ar suna să te cheme înapoi? Nu? Nu. Am spus că nu. Știu, da. Cu cât trece timpul știi că se mai... Gata, am fost odată am fost o perioadă antrenor secund și după aia de două ori principal și numai. Mulțumesc mult, Nicolae Dică, pentru prezență. De asemenea, Viorica Miu.